Oare trebuie să te duci la psiholog ca să înveți mai bine limba germană? Salut și bine venit la Germana cu Gerhard Sunt Gerhard Orban, profesor nativ din Hamburg, Germania. De fapt, unicul profesor nativ din Germania care explică și limba română. Fă click pe linkul sub video acesta, te va duce la gramatica germană cu Gerhard. Repeta întreaga gramatica germană, aproape gratuit. Deci, prima tare reacție la întrebarea Oare trebuie să te duci la psiholog pentru a învăța mai bine germană? Probabil va fi sigur că nu. Să deschidem parantezele. Eu personal sunt psiholog. Am studiat psihologie. Mulți nu înțeleg diferența în Germania și în Europa de în vest, mai ales. Un psiholog este cineva care a absolvit universitate în psihologie. Și psihologie pot fi multe lucruri, nu neapărat psihoterapie. Un psihoterapeut este cineva care după acești 5 ani mai a făcut o pregătire personală specifică. În Republica Moldova, din câte știu, poți activa și ca psihoterapeut, fără nicio pregătire specifică ca psihoterapeut. Mă abțin de comentarii. Acum, pe de o parte, mulți dintre noi, mai ales în spațiul post-sovietic sau fost-socialist, avem o anumită antipatie față de cuvântul psiholog și psihologie. Psiholog este cineva la care te duci dacă te vii să înnebunești pentru oameni cu probleme psihice, iar noi, ca oameni sănătoși, normal, nu avem așa ceva. Deci, dacă cineva se duce la psiholog în multe localități, în multe familii, asta e considerat o stigma, este o, un blamaș. Deci, noi vrem să ascundem așa ceva, că avem nevoie. Pe de altă parte, trebuie să ținem minte și istoria, fiindcă în comunism, în România, de da, psihologia a fost o disciplină, disciplină interzisă la universități. Adică au fost interzise aproape toate ramurile psihologiei, fiindcă puneau în pericol sistemul comunist, că lumea nu trebuia să pună întrebări. Deci, cum oamenii sunt manipulați, de exemplu, dacă studiezi psihologia socială, înveți cum oamenii sunt controlați. Bine, Având asta deja clar pentru noi, totuși mă miră un fapt. Dacă întreb care sunt problemele tale, de ce nu înveți mai bine germană, majoritatea elevilor dau răspuns psihologice. Am probleme cu disciplina, nu mă pot concentra, nu mă pot motiva. Am probleme cu memorie. Nu pot să mă organizez. Toate aceste lucruri țin nu de materie, nu țin de limba germană ca conținut obiectiv, de niște reguli și cuvinte, dar țin de modul în care noi funcționăm mental. Acum, sfatul meu. Nu este să te duci la un psiholog pentru a învăța mai bine limba germană. Și eu știu, și eu singur am trecut prin fazele respective, că mai ales astăzi avem o proliferare, o înmulțire, o inflație a psihologiei în toate domeniile vieții. Este psihologia consumatorului, psihologia sportului, psihologia copilului, bine, asta e. Firesc, dar în toate domeniile găsim o psihologie și sunt psihologi care te sfătuie cum să mănânci mai bine, cum să te îmbraci mai bine, ce culori să alegi, etc., etc. Atunci, dar ceea ce te sfătuie este să iei acest lucru în serios. Fiindcă atâta timp cât nu rezolvi partea ta mentală, care singură a identificat-o corect, deci probleme de motivare, autoorganizare, nu vei fi în stare să faci mare progresă. Problema nu este limba germană ca atare. Și același lucru nu este doar legat de limba germană. Dacă tu uiți la instrumente muzicale, câți copii învață vioara, pian, la pian, cândva în viața lor. Dar majoritatea dintre ei poate 95% după foarte puțin timp deja nu mai continuă. La fel cu diete, cu sportul etc. Deci asta nu ține de limba germană ca tare. Acum sunt anumite aspecte psihologice la care consider eu trebuie să lucrez și sunt lucruri care nu sunt așa la suprafață. Bineînțeles, disciplina, motivație etc. e clar. Dar este o fațetă și în videourile următoare o să desfășor asta mai în detaliu, care foarte, sunt foarte importante, este foarte importantă. Și una este capacitatea ta de a rezista, de a fi tolerant la neclaritate, la ambiguitate. Ce vreau să zic? Sunt unii oameni, și dacă te autoanalizezi să le analizezi pe cei din jur, care în situație neclară devin supărați, fricoși, intră în panică. Sunt alți oameni care în așa situație rămân calmi. Și aceste neclarități pot fi multiple, deci pot să fie pe drum și nu știe în ce direcția să o iei. Da? Altcineva intră în panică, se supără, de ce, mai dus în eroare, dar sunt persoane care iau asta destul de can, spun bine, n am rătăcit un pic, haideți să întrebăm, bine, ne ducem înapoi acolo. Deci ei sunt gata să reziste aceste momente de neclaritate, încotro ne ducem. La fel la lucru, la orice profesie un pic mai sofisticată, vor fi perioade în care încă nu e clar ce trebuie să fac eu. Este o perioadă în care trebuie să cauți. Acum, în timpul nostru, toate lucrurile se accelerează. Deci, noi avem o radare mai mică pentru această incertitudine. Deci, noi vrem mai repede să luăm decizii și în internet devine mai ușor. Deci dacă în trecut voiai să cumpăr un obiect, ceva pentru casă, te duceai la magazin, te uitai să te întorceai acasă și îți lasai poate timp ca să te gândești, poate în Occident. existau o revistă uh, pentru consumatori de tip Stiftung test sau te uitai în reviste de specialitate, voiai să cumperi o mașină sau o mașină de spalat și citeai decenzii în revista, sunai pe un vecin și așa mai departe. Deci procesul asta de incertitudine până când ai luat o decizie dura de obicei mai mult. Astăzi simțim presiune, fiindcă pagina unde noi cumpărăm ne spune că este doar o mașină în stoc și tu poți clica și citi tot felul de reviews-uri, recenzii, comentarii și tu nu ai rabda să aștepți atât de mult. Acum, la limba germană sau la orice limba, situația ca tare ne împune într-o situație în care nu putem rezolva totul de la început. Deci, gramatica, vocabularul și atunci ce se întâmplă? Dacă eu, ca profesor, vă recomand cea mai bună metodă de a asimila limba germană când au, auzi ceva, este să te expui fiecare zi nu, în mașină, în bucătărie, la conținut în limba germană. Adică să pui asta ca fundal, indiferent ce înțelegi și ce nu. Pentru mine, ca persoană care în acest domeniu are o mare toleranță față de incisiuni, pentru mine asta nu ok. Eu aș putea să pun o limbă nouă, când spel vesela, gătesc, merg cu mașină și să o pun ca fondal timp de două luni, șase luni și chiar dacă înțeleg doar câteva cuvinte în primele luni, pe mine asta nu mă stresează. Pe mine nu mă stresează faptul că sunt lucruri care nu le înțeleg. Pentru mulți elevi asta e imposibil ei vreau să înțeleagă totul. Și din cauza asta, ei, chiar dacă înțeleg sensul de a face așa ceva, ei nu pot să se împună să facă asta. Și atunci ce fac? Ei încearcă scurtături, încearcă să găsească material audio mai ușor. Cineva care le spune niște cuvinte. Și atunci, pe timp scurt, au scăpat de frica asta de incertitudine, dar pe timp lung progrese mari nu au. Deci, asta un exemplu. La fel, la citit. De deci, cine zice că dacă citești o carte, un articol de ziar, a trebuit să înțelegi fiecare cuvânt? Unde scrie asta? Poți să citești un text și să înțelegi 5%, 10%. Adică, Cine, unde e scris că dacă tu înveți o limba și te uiți într-o carte sau într-un articol de ești obligat să înțelegi fiecare cuvânt înainte să torn parină. Da? Pentru mine nu e așa regulă. Și atunci, cum am învățat să înveți română, adică eu n-am făcut cursuri de limba română, n-am frecventat lecții, n-am avut un manual de limba română, n-am. Memorizat cuvinte, pe de rost n-am făcut exerciții gramatică. Eu am, -am luat niște cărți care m-a interesat pe mine, personal, la Hamburg, la Universitatea din Hamburg, în biblioteca era cărți științifice. Am luat așa carte și am găsit Agatha Christie în limba română. Cinci purciluși cartea asta. Și am început să le citesc. Și am avut un dicționar, uneori și m-am tradus, poate, pe fiecare pagină 3-4 cuvinte. Și la început era cam ceață. Și dar am trecut, am trecut, apoi poate cartea asta am răsfăit din nou. Și acum iar și-am tradus alte două cuvinte. Dar ce nu am făcut este am luat o pagină și am tradus toate cuvintele timp de o săptămână și după două săptămâni am rămas frustrat. Nu, și atunci am început să citesc 5%, 10%, 15% și după câteva luni am ajuns să citesc mai multe lucruri. Și acum am citit, sau citesc orice vreau. Da? Și a fost un proces firesc. Dacă aș fi început să am un manual unde scrie tatăl meu Ioan e inginer și mama mea este infirmieră, eu probabil aș fi amânat cititul de cărți cu mulți ani. Poate nici astăzi nu l-aș fi citit, fiindcă am colegi în Republica Moldova care au venit în Republica Moldova aproape în timpul meu. Sau tot stau aici pentru mulți ani. Și au mers la cursul limba română, cu manualul și mai departe. Ei acum se descurcă. Pot face comandă, pot să vorbească, dar dacă îi spun, da, poate, ai vrea să citești o carte în două minute, ah, nu, asta e mult prea dificil. Da. Deci, toleranța față de incertitudine. Asta e o trăsătură psihologică care, dacă nu o ai, ar merita să o dezvolți. Da. Celelalte, bineînțeles, toți sunt importante, dar fără asta și disciplina nu te va ajuta, fiindcă te vei împune ceva ce nu, adică e, îți face frică. Da. Bine, aștept comentariile tale, ne vedem în videoul următor. Cheers!